acum am dat fa mai de vreme, nici nu găsesc cuvintele. Deci nici n-am vrut să mă gândesc ce să zic. Fost am dat sala mai de vreme. Am luat-o din a doua încercare, dar până la urmă am reușit. Am avut 20 cu una greșită când am văzut că eram cel mai fericit. Zic, bă, n-are cum, hai să ne, nu ne grăbim, să stăm relaxați. Și a ieșit bine până la urmă. Am luat-o cu 23 sau 24, eu nu știu ce am făcut la ultima întrebare. Dar nici nu mai mă interesa când am văzut 22. Am programat fix pe 30, a 6, când am bacul la geografie. Dar am avut un noroc, deoarece aveam cazierul expirat în ziua aia. Am fost acum, am scos cazierul, o coadă teribilă și pe acolo. Și acum am venit din nou să mă reprogramez. Să sperăm că avem noroc să nu mai fie aproape de bac, să fie mai aproape. Și după mergem încă cu noi și să ajungem și pe la sala sportă, deoarece am un prieten care dă orașul și încă n-a intrat. Și sper să fie și la el cu noroc, cum a fost și la mine. Și apropo, este o zi foarte frumoasă. M-am îmbrăcat, mi-am dat geaca, am un rucsac. Deci, hai să vedem ce se mai întâmplă azi. Cate n-am avut noroc, m-a programat mai pe 3 la 7. Deci, imediat după bac, chiar luni, m-am cedat și constructorul, pentru că nu lucrăia lunea. Nu știu dacă scrie pe ploiești, faba, nu știu ce. Dar, până la urmă, trebuie să rezolvăm noi. Să ajungem la un ajutor comun. Am fost, am mâncat. Profit de vremea asta frumoasă. Să merg un pic pe bulevard, pe gara. Și după o să mă duc la... Bun, nu-i abonez. În fine. Și o să mă duc să văd la sala fără ce-am pus și colegul care a dat orașul. Și apropo, este o vreme frumoasă și că am zis-o de prea multe ori, dar chiar nu am putut. Cam asta a fost și pentru astăzi, sper că ți-a plăcut, nu uita să te abonezi dacă îți place ceea ce fac, mânța sus ridicată mă face fericit, nu uita să dai și un share să vadă și prietenii tăi și până data viitoare, bye bye!